Basarabenii nu își uită istoria, iar drept confirmare, în ultimii ani la Chișinău au fost inaugurate mai multe lucrări monumentale. Printre acestea se numără și cel al victimelor deportărilor regimului comunist, inaugurat la inițiativa primarului Dorin Chertoacă. Trenul durerii, așa cum a mai fost supranumit, este un simbol al suferinței suportate de mii de oameni, fiind unic de acest fel în Europa. Detaliile acest subiect are colega mea, Angela Antonovici. Bun găsit! Monumentul victimelor deportărilor regimului comunist este simbolul durerii persoanelor deportate în anii 40-50 ai secolului trecut de către regimul stalinist-comunist. Inaugurarea acestuia a avut loc în ziua când s-au împlinit 74 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, așa zisul pact de neagresiune, prin care Germania și Rusia și-au împărțit zonele de influență în regiune. Basarabia, atunci parte componentă a României, a fost alipită Imperiului Sovietic. Drama celor duși cu forța în Siberia și Kazakhstan a pornit anume din fața gării din Chișinău. Monumentul reprezintă un tren al durerii, al suferinței și al morții. Un capăt al vagonului are imaginea integră a oamenilor, iar până la sfârșit, aceștia devin componente ale trenului, mecanisme, bucăți de metal, roți, uși și geamuri. A fost o idee bună, dar totodată pare și ceva, așa, te iau fiori când te uiți la el. Pentru că se văd părinții care au fost deportați, copii mici în brațe. Da, într-adevăr, să rămână în memoria oamenilor, iată cum. Dreptul făcut că e pus aici monumentul ăsta. Înseamnă că trebuie și bă aici. Moment care trebuie să nu fie uitat. Și adică eu socot că ar trebui. Monumentul este amplasat în scoarul gării din Chișinău și a fost realizat de sculptorul Iurie Platon. Lucrarea în bronz are 3 metri înălțime, 12 metri lungime și cântărește circa 15 tone. Piatra de temelie a fost instalată încă în anul 1990 la inițiativa unui grup de foști deportați în frunte cu Gheorghe Ghimpu. Lucrările de turnare în bronz a monumentului s-au realizat pe etape la Minsk și au durat circa 6 luni. Costul total al proiectului este de 25 de milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal. Până în prezent au fost înălțate aproximativ 200 de astfel de monumente în localitățile în care există victime ale regimului comunist.